În lungul nu duce lipsă de case memoriale în care de-a lungul vremii au locuit personalități politice, administrative, culturale și artistice. În orice cartier al municipiului, oriunde întorci privirea, este imposibil să nu zărești o astfel de casă în care a locuit o personalitate. S-a vorbit și încă se vorbește despre un itinerar tematic în care turiștii se poată vizita aceste case. Însă, de multe ori, nu există oameni specializați ca să spună povestea acestora. Un prim pas îl face Biblioteca Municipală Ion Barbu din Câmpulung. Începând de săptămâna viitoare, cei care vor să afle mai multe despre monumente istorice și să le cunoască povestea, o pot face accesând site-ul bibliotecii unde va rula un film bine documentat despre casele memoriale. Din dorința de a face cunoscut patrimoniul arhitectural al Câmpulungului, Biblioteca Municipală Câmpulung vă invită să vizionați pe pagina de Facebook a bibliotecii un tur virtual al caselor memoriale din Câmpulung. Ar fi deprisos să prezentăm o listă cu aceste case, deoarece aceasta ar fi foarte lungă. Așadar, fie că sunteți mușceleni, fie că ați venit în câmpul lung pentru a petrece câteva zile, faceți un tur deocamdată virtual al caselor memoriale din localitate.